Mă gândesc acum la toate rețelele de social media, în care desigur că putem să ne facem prieteni, putem să și descoperim foarte multe produse, pentru că până la urmă internetul înseamnă și o lume a agenților economice, a business-urilor, a agențiilor, care în perioade mai dificile, precum este cea pe care o trecem acum, trebuie să-și regândească cumva strategia de comunicare și modul în care se poziționează și modul în care se prezintă în fața publicului. Despre acest subiect discutăm cu următoarea noastră invitată, este deja aici lângă noi, bună, Irina Caliman, care este specialistă în comunicare și specialistă PR. Bună, Irina! Stai bună! Mă așez și eu lângă tine, dar să mă scrunelu, așa. Da, am zis să ne simțim așa mai lejer, mai relaxat, deși eu nu știu dacă ultima perioadă a fost relaxantă. În special pentru cei care au trebuit să-și regândească strategiile de comunicare. Într-adevăr, a fost o perioadă extrem de dificilă și din punct de vedere emoțional, psihologic, cu toții am simțit-o, indiferent dacă suntem branduri, companii mari, organizații, toți oamenii de rând au simțit pe propria piele ce înseamnă să ai un război la granițele țării tale. A fost greu și din punct de vedere psihologic, dar ceea ce mi-amintea din punct de vedere, dacă e să revenim la subiectul comunicării, strategiilor de comunicare ale brandurilor, anume perioada, sfârșitul lunii februarie, mi-a adus aminte de perioada pe care o trăiam acum 2 ani, exact când începea acea pandemie de COVID-19, care știm cu toții că a generat o serie de schimbări în totalitate în ce privește comunicarea, felul în care interacționăm, felul în care consumăm informațiile, felul în care filtrăm acele informații. Și practic toată această perioadă de la pandemie până acum practic a fost, dacă pot să-i spun așa, o încălzire pentru ceea ce a urmat. Acum, dacă să ne referim la perioada, ce ar trebui să facă brandurile în astfel de situații, înainte de a trece, vreau să zic, de a enumera ce ar trebui să facă, vreau să zic că mă bucur foarte mult că pe plan local am văzut foarte multă implicare civică din partea tuturor brandurilor care s-au implicat în a diminua acele efecte negative generate de acest război în măsura posibilităților lor. Să revenim acum un pic la comunicare, o să vorbesc un pic de comunicarea brandurilor, a organizațiilor mari. Este în primul rând necesar să acorde o atenție sporită comunicării interne, comunicării cu angajații, pentru că se știe foarte bine că angajații sunt principalii ambasadori ai unui brand, ai unei organizații, respectiv trebuie să ne îngrijim de sănătatea lor, inclusiv mentală, emoțională, psihologică. De dorit și din fericire, din câte am avut ocazia să văd, companiile, organizațiile și-au arătat deschiderea și empatia față de angajați, au organizat sesiuni, ședințe în care au discutat deschis. În primul rând au venit cu un mesaj de încurajare că lucrurile continuă, pentru că indiferent de ce se întâmplă în lume, companiile, IMM-urile, organizațiile trebuie să-și continue activitatea, să le ofere în continuare locuri de muncă, angajaților să plătească impozite și să susțină economia țării. Iar pentru asta, iar aceste mesaje ar trebui aduse și formulate clar și într-o manieră încurajatoare către toți angajații, în cazul în care sunt anumite schimbări în ce privește activitatea, planurile de dezvoltare, modul de funcționare, programul de lucru trebuie comunicate și cei care sunt capii organizației a brandurilor ar trebui să-și arate și mai mult empatia și deschiderea față de angajați, pentru că se știe că munca unui angajat contează foarte mult și contribuie la dezvoltare. Da, și la prosperitatea acelei companii. Interesant, Rina. Vezi că întrebarea mea, sincer să spun, credeam că o să te duci direct la ce facem pentru clienți, știi, ce facem pentru societate, pentru publicul larg. Tu ai pornit însă de pe intern. Da, pentru că asta, vezi că foarte mulți am vorbit despre lucrurile care nu se văd, care sunt în spate și care ar trebui să funcționeze exact. Acum, dacă să ne referim la comunicarea externă, foarte multe branduri
s-au întrebat dacă trebuie să pună pe pauză campaniile de promovare sau ce să facă. Tăcerea niciodată nu este un răspuns, nu este niciodată un răspuns bun, de aceea campaniile de, mă rog, dacă ne referim la publicitatea agresivă pentru promovarea anumitor produse care nu sunt de primă necesitate, evident că trebuie un pic stopate. Planul de comunicare ar trebui regândit, readaptat în funcție de context, pentru că n-ar fi cel mai potrivit să promovezi un produs de lux pe o piață care de fapt se confruntă cu niște efecte majore ale unei crize. Respectiv, am văzut că foarte multe branduri și-au readaptat comunicarea, au comunicat contextual, au apelat foarte mult la tehnica de storytelling, au arătat prin prisma efectelor vii, cazurilor concrete, ce au făcut ei în această perioadă. Și aici aș vrea să dau exemple, nu o să dau nume de brand, dar sunt anumite organizații care oferă spații de coworking, de muncă pentru freelancer, care, de fapt, și-au regândit modul de dezvoltare, de funcționare și-au oferit spațiile mămicilor refugiate, care aveau nevoie de un laptop, o masă, un spațiu mai liniștit pentru a munci, și în același timp au oferit și activități specifice sau adaptate copiilor în funcție de vârstă. Astfel, mămica muncea, copilul se juca și lucrurile au mers astfel. Ceea ce mi se pare, adică pe lângă comunicare, ei și-au ajustat și strategia de funcționare, de business. Iar asta le-a dus credite de imagine. Ulterior, ei și-au găsit și niște angajați, au comunicat prin prisma exemplelor, dând exemple clare, că, uite-te, doamna este din Ucraina, din orașul cutare, are o anumită experiență și o anumită companie a decis să o angajeze. Mai vine în minte acum o rețea de spitale private care au lansat servicii medicale de primă necesitate pentru femeile însărcinate, dar și pentru cei care suferă de boli cardiovasculare, și astfel au comunicat despre succesele înregistrate și despre modul în care s-au implicat în diminuarea efectelor acestei crize. Respectiv, au ținut cont de comunicarea contextuală, nu au comunicat agresiv despre serviciile medicale private pe care le oferă și au făcut apel la acea empatie care este atât de necesar în această perioadă. Exact. Deci, Irina, înțelegem că ne-am descurcat binișor cu partea asta. Din ceea ce am văzut, da, mi-a plăcut foarte mult ce au făcut anumite companii, anumite branduri. Au fost și alte companii, organizații care au decis să se implice, dar nu au făcut public acest lucru. Evident, și-au oferit suportul și ajutorul în funcție de serviciile și produsele pe care le oferă. Iar din punct de vedere a comunicării, au scăzut din turațiile promovării și au fost un pic mai cu picioarele mai pe modești. Pământ. Da, exact. Citeam la un moment dat că multe companii au încetat să-și sponsorizeze, de exemplu, exact, postările exact. Pe Facebook. Pentru că asta se... Chiar și atunci când oferi anumite servicii pentru refugiați, spre exemplu, servicii juridice, servicii medicale, gratuite, nu este cazul să le promovezi atât de intens cum făceai până acum, prin postări sponsorizate sau prin tot felul de spoturi TV. Aici funcționează principiul din gură în gură, știi? Se spune, e ca acel bulgăre de zăpadă. Ai făcut un serviciu, se aude mai departe și tot așa mai departe. Și în perioada următoare, la fel, o să vedem că foarte mulți o să apeleze la tehnica de storytelling, o să fie mult mai empatici, mult mai deschiși, o să mențină acea comunicare bidirecțională, pentru că asta s-a văzut foarte mult în această perioadă și mi-aș dori să văd în continuare la fel de multă implicare civică de care au dat dovadă. Am mai vrut să mai adaug o tendință pe care s-a văzut în această perioadă, pentru că anumite site-uri de socializare sunt blocate
date în Rusia, iar anumite branduri au ca public țintă consumatorii din Rusia, mulți au migrat de pe rețelele de socializare spre anumite rețele de mesagerie care au izbucnit în următoarea perioadă, respectiv, cum spuneau, și-au ajustat și planul de comunicare și modul de ambalare a informațiilor, pentru că pe rețelele de socializare vedem mai mult video, poze, mai puțin text, pe când în rețele de mesagerie trebuie să fie, cum ar veni, știrea mai întâi și după aia informațiile de background. Irina, scuze-mă că te întrerup, dar apropo de ce înseamnă să te reorganizezi și să te așa, să te poziționezi pe altă undă, spune-mi dacă au fost și exemple mai puțin plăcute, personal. Bine, acum nu o să dăm cu nume și așa exemple concrete, dar ai întâlnit și acțiuni mai puțin potrivite pentru perioada asta? Au fost și branduri care, evident, probabil nu și-au calculat efectele pe termen lung pe care le-ar avea anumite activități, dar într-adevăr n-aș vrea să dau nume, nici pentru că după aia și-au revenit un pic, și-au cerut scuze pentru eroarea pe care au comis-o, dar probabil a fost o scăpare în ce privește reajustarea planului de comunicare, a planului de content marketing. Era pur și simplu o postare sponsorizată de mai mult timp, a apărut și asta a stârnit foarte mult hate. Acum, evident, brandul ăla are de suferit un pic și are de muncit o perioadă mai lungă de timp pentru restabilirea imaginii. Da, se întâmplă. Eu mă gândesc acum, iarăși, la latura asta umană și pentru comunicatori a fost o adevărată provocare în ultima perioadă. Da, a fost. Suntem și noi oameni și vedem și dedesubturile anumitor campanii și asta, vrei nu vrei, te afectează, pentru că ești și tu om, trăiești cu emoțiile refugiaților sau trăiești pe propria piele efectele acestei crize, inevitabil, da, te afectează foarte mult, dar este important, la fel cum am zis, să dăm dovadă de foarte multă empatie, deschidere, să ajutăm atunci când putem, când avem ocazia, indiferent, lăsând la o parte toate, dacă pot să zic așa, beneficiile financiare, este bine să ne implicăm și ne-am implicat și vom continua să facem acest lucru de câte ori vom avea nevoie. Exact. Da. Irina, și tu ai la rândul tău o echipă pe care trebuie să o gestionezi. Pentru tine personal, din perspectiva asta, a liderului, a liderei, cum a fost? Eu am noroc pentru că mai am trei colege cu fondatoare. A fost greu și pentru noi, dar am depășit această perioadă și am încercat să fim corect așa, să aplicăm exact cum spune cartea, manualul. Am început cu comunicarea internă, am început cu comunicarea cu angajații. Am văzut că există toate șansele și există multe posibilități de a continua să mergem mai departe, să ne desfășurăm activitățile în condiții sigure. Am vorbit cu colegele noastre, pentru că nu-mi place să le spun angajați, sunt colegele, sunt colegele noastre, muncim cot la cot, zi de zi. Am încercat să fim cât de deschise posibil, să discutăm dacă le doare ceva, dacă au anumite emoții negative. Am încercat să venim cu tot felul de sfaturi tehnici, cum ar fi să nu simți atât de mult această presiune emoțională, informațională, și ne bucurăm că am reușit, adică lucrurile funcționează în continuare. Da. Ați făcut o treabă bună. Da, Irina, mulțumim frumos pentru că ai trecut pe la noi în seara asta și am putut așa să abordăm un subiect important, poate mai puțin așa cunoscut pentru publicul larg, dar eu zic că e important să vorbim și despre comunicare și branding și publicitate în general. Exact. Te mai așteptăm la noi. Cu mare drag. Mersi tare mult. Cele bune.